Ei, salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod din Academia lui Hagi, o serie zilnică ținută cu ajutorul vostru, desigur. Nu uitați să dați click pe butonul de like așa din start în forță și desigur să trecem la treabă. Avem aici un match potriva celor de la Charleston Athletic în The Emirates FA Cup. Practic eu am acolo un contract scris că dacă pot, ar fi genial să aducem pe... Măcar în ronda 32 să ajungem în cupa asta de Emirates Cup și desigur eu am să încerc tot posibil să ajung acolo, mai ales că am nevoie de puncte la overall, că deja suntem la 72, faza cu salariile ne trage destul de mult în jos și o să trească să văd desigur în perioada asta de transfer dacă reușim să vindem ceva și să mai reglăm puțin problema aia cu salariile, desigur. Bun! Dar acum vreau să văd exact aici echipa aia, că am zis că să fiu sigură, Jalo ăla îl scoatem chiar dacă a evoluat binișor. Îl punem aici poate pe Gheorghiu, nu se știe, poate o să avem nevoie de un RB, că văd că Young-ul e cam obosit și na, nu se știe. Bun, hai să vedem, hai să-i dăm bătaie. Bun, avem aici match in the Emirates FA Cup, care această cupă a fost chiar foarte bine sponsorizată și tot timpul să fie așa cadre, ce frumos e acolo cu steagurile echipei pe teren. Ia cât e de frumos, mă, cât e de fain. Ia și aici așa cu faza aia de unde se ia minge de Efrets. Aoleo, superb, ia această în Athletic și dincolo să fie desigur steagul nostru. Hei, foarte fain. Ia și acolo, ia cum arată jos. Ai, foarte faină faza asta că o licențiat mai bine cupa. Ia, mă, și altfel arată și alea de ținut scorul și jos. Până și jos, mă, îți arată denumirea la echipe care de obicei nu se schimba. Știți că de obicei se schimba numai sus, să zic, era în Champions League sau Europa League. Și se schimba puțin tabela de sus la scor. Dar alea de jos nu se schimbau. Fii atent ce frumos e acum. Și nu-i pentru prima oară când văd asta, dar tot timpul, bă, micile detalii tot timpul mă fac pe mine să fiu fericit. Micile detalii. Bun. Hai, acum concentrare, avem nevoie de o victorie aici, a? Să mergem cât mai departe până măcar runda 32 când ne-a scris acolo un contract. Și da, plus că, hei, mai vin niște bănuți la echipă care totuși nu mi-au venit, n-am văzut, poate am șters eu din greșeala, din viteză, din cealaltă cupă din care ne-a scos Burnley. Mai mult ca simt ne-a venit și poate fi șters eu din viteză, naiba, știi, oricum, dă-o încolo. Bun. Ia să vedem aici, așa, Collins totuși este într-o perioadă de secetă, n-a mai dat un gol de nici nu știu când, ar și scris acolo în partea aia de știrgen, în dreapta sus. Și parcă asta ar trebui să-mi caut acum un atacant, un ST, îmi lipsește mie foarte mult. Totul depinde desigur de perioada de transferuri, chestia este desigur cu salariile, nu tare ne lasă ăștia, totuși am găsit acolo niște jucători bunicei liberi de contract care îi putem lua, că oricum aia nu evoluează, deci nu ne-ar lua locurile la antrenamente și totodată dacă vor evolua juniorii așa perfect, ai pula mea de ambulanță, fix am trebuie să vii. Deci, cum ziceam, și dacă jucătorii noștri de la Academie vor evolua foarte bine, normal că ei au... Prima, bă, ei și mai importanți, ei ocupă primul 11, dar totuși, până atunci, stai un pic, bă, că trebuie și noi să jucăm, să antrenăm, știți ce vreau să zic? Până evoluează jucătorii, mai ține un picuț. Bă, încă una! Bă, de ce dracu stupla, mă? Stai un pic, aici cred că e cea grea, măi, auzi? Ambulanță, asta nu știu dacă e poliție. Aoleo, ce s-a întâmplat? Iar au ieșit mafioții afară, l-au linșat pe unul, ceva de genul, naiba, știi? Bun, începem aici repriza a doua cu o schimbare, iese Payne și intră Clifford. Payne a fost obosit destul de tare și am zis că na, gata, hai facem schimbare, nu riscăm, avem nevoie de o victorie aici, plus că ne-ar veni niște bani. Bă, și 100 de mii de euro pentru clubul ăsta enorm. Bine, dacă ești cu un club gen Chelsea, ești cea de genul serios, atâta... Dar cu cluburile astea mici, bă, cupele astea sunt atât de importante la cluburile astea mici, doar că, na, face mai greu campionatul, știi, că jucătorii ți epuizează mult mai repede, că nu sunt la nivelul ăla de Premier League și ți epuizează mai repede jucătorii și, na, și cupă, și campionat, greu, man. Dar noi bai, hai, am făcut schimbarea aia în mijloc, sper că o să mă mai ajute acolo schimbarea aia în mijloc, așa să dea o notă fresh mijlocului și, desigur, să... Să creeze mai multe treburi. Bun, Young totuși e obosit rău de tot.
Încă mă gândesc dacă să-l pună pe ăla de la Academie, pe RB acolo, sau să-l pun pe Manea, ceea ce ar fi cel mai sigur lucru, să-l pun pe Manea și apoi să pun un alt apărător acolo. Că pe Benzi pericol dacă ai jucător obosit, că oricând te poate ataca, ia vedeți și cum se întâmplă și aici. Ăla e pe Clifford, mijlocașul, își face și partea defensivă foarte bine. Collins aici, ai, păcat. Ai, ca și aici, înscrie în minutul 74. Charleston intră în avantaj aici. Revedem din nou faza. Pasă, tiki, tac, la mine, care eu n-aș se simte că echipa noastră, aoleo, bălgrădeane, aoleo, că în zona capului ți-a dat-o, mă, nu știu, parcă o trecut mingea prin capul lui. Stai să vedem la finalul meciului, la reluări, să vedem ce dracu a fost acolo cu bălgrădean. Acum trebuie să ne concentrăm, nici nu bag de importanță că mi-a dat gol, trebuie să mă concentrez aici să fac egalul, da, ui, deja e și-o băgat aici autogara, ia, autobaza, toată lumea în apărare. Ah, vai, Doamne, o să fie greu, o să fie greu. Ia, mă, tăți sunt în apărare, tăți sunt în mijloc și în apărare. Uăleleleu. Ia, corner. Eee, bun. Na, hai, hai, te rog. Concentrare. Ah, căcat, 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 căcat. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, nașpa. Nașpa, minutul 82 aici, ultra-attacking, deja băgăm ultra-attacking. Na, n-ai ce, una mie, una, două, mi-au obosit jucătorii, e greu în cupele astea, lasă-ne, concentrăm pe campionat, frumos, țaca-țaca, trecem mai departe, strângem bănișorii, să nu mă dea ăștia afară de la club și desigur, na, mai facem niște transferuri, că na, nici atacanți, nici așa, mulți jucători epuizează, prea repede aș putea zice. Da, na, ce se și faci. Bun, hai alea pe Cociș. Aoleo, Cociș, războinicul nostru. Aoleo, de ce n-a fost nimeni acolo? Bine că a apărut Manea, mă. O șansă! Șansă! Hai că a apărat-o Rud! Incredibil ce șansă am avut aici să egalăm! Și o apărat-o portarul Rud! Incredibil! Serios, Cociș? Și dacă vine mingea spre tine, și nu e cu o viteză foarte incredibilă de Formula 1. Deci n-ai făcut un stop pe piept cu piciorul ceva așa pe să șuți în poartă? Pula mea de logică, FIFA, serios. Și eu degeaba am apăsat butonul, nu au făcut nimic. Și așa ne-a aruncat Charleston Athletic afară din Emirates FA Cup. O zi tristă pentru noi astăzi, o zi foarte, foarte tristă. Dintr-o fază, așa, pac, pac, diridare, ne-au scos ăștia afară. Tai, și ne-au luat banii. Na, aia e, trecem mai departe. Ia, mă, dar câte cupe mai sunt în jocul ăsta, mai am. A, ce căcatul alea. Ok, man. Bine, man. Ia, mă, nu mai intra iară nimic. Ce naiba, mă, nu mai intră bani de la cupele astea când ieși, ce trebuie să ajungi la o anumită poziție, ce naiba. Ia, mă, Cociș, mă, top scorer în cupa asta, ia, mă, e pe locul 3, mă. Îi mai dă un gol pe locul 1. Ia, mă, te trezești cu Cociș golgeter aici în cupa asta, CK 3, nu știu ce trofi. Na, ia uzi, mă. Ia uzi, mă, Cociș, mă. Mă, Cociș, mă, tu ești plin de surprize, mă. Tu ești plin de surprize, man. Bun. Lăsăm așa, lăsăm așa ce a fi a fi. Bun. Hai să dăm un simulate. Da, de NES la simulate. O victorie șmecheră. Așa, este 3-1. I-am dat Cociș gol. O da Cociș gol. Bă, ăsta cred că e golgeter în cupa aia. LOL. Cociș golgeter în cupă. Hai că vreau să o văd. Deci, tables. Ok, stai un pic. Nu, stai un pic, am greșit. Nu tables, top scorers. Așa, top scorers. În campionat îl avem desigur pe Banton, care se ține destul de bine de băiețași ăștia. În rest, văd că nu prea mai nimeni aici de la noi, de la echipă. La asisturi este Banton pe numărul 1. Cel mai bun la asisturi și goluri. Banton ăsta mă face toată echipa. Clar nu-l vindem. Aici, între timp, Bălgrădeanu mai urca puțin în topuri. Foarte bine, bravo, Bălgrădeane. Și acum în cupe. Deci, asta să vedem. Deci, The Emirates FA Cup. Ca și golgeter n-am avut nimic. La asisturi, nine. Bun, trecem mai departe la AFL Cup. Aici am avut
Ia ghici ce? Absolut nimic. Ba mă, wow, la Czech Trade Trophy, Kocsis pe primul loc, Collins, iarăși pe primul loc, n-ai Hurst ăla care a dat tătea goluri, ia și Banton. Băi, la cupa asta noi suntem oamenii cei mai buni, mă nene, mă. Băi, ce tare, foarte, foarte tare. Na bun, 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 hai să ne revenim, să ne revenim. Aici avem un match împotriva celor de la Charlisle, care eu zic că putem scoate o victorie clară de tot aici. Ia, stai să vedem. Aaaa, ne-au bătut! Deci, aoleo, suntem pe locul 5. Ne-au bătut aia și ne-au aruncat la mama naibii. Ce s-a accidentat, mania sau ce naiba? S-a accidentat mania. Na, nașpa, da, na, hai, îl punem pe Gheorghiu atunci aici să se antreneze și el. Pe Georgi, că hai să zic că sunt mai frumos Georgi. Așa, îl punem și pe Georgi aici la antrenamente. Așa, foarte bine, evoluează și Cosmescu acolo. Hehe, imediat ne trezim că avem alt portar în poartă. Da, nu, mare, mare până atunci. Oricum mă bucur de ăștia. Poate și pe Boldrin deja că am ajuns la punctul lui maxim de evoluare. Poate îl scoatem și să-l pun pe altul mai mult să evolueze acolo. Totuși mi-ar place dacă mi-ar arăta aici în puii mei, dacă ar strânge aici. Asta am picuț, you're not on track, we discussed, bla bla bla. You may not hit your mark. Cum adică? Ah, da, 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 la cu salariile, da, am înțeles. Știu să vedem acum cum facem cu perioada de transferuri. Încă mă gândesc. Mane acolo, desigur s-a accidentat. Hai să scoatem pe Manea. Nu știu ce aș reveni, numai că e la pământ cu stamina-ul. Ok, nu e nicio problemă. Așa să arate mai frumos. Ok, Gheorghe, așa, Cosmescu, bun. Bun, Pain, hai să-l punem atunci pe Clifford și atunci o să dau ăla de auto-change acolo și o să-mi schimbe pe Clifford. Way, match versus Blackpool, ăsta match, Blackpool, frate, Blackpool, bun. Hai să-l punem atunci pe, pe Gheorghiu, da, dracu, hai să-l punem pe Gheorghiu, avem aici pătăți, mă, pătăți, țaca, țaca, tăți juniori acolo, bun. Bun, hai să-i dăm bătaie, match versus Blackpool, un match fine, dar și greu, da, fine. Oh, da, Blackpool, vezi că venim. Bun, suntem aici, la Blackpool acasă. Match fine, match greu, totuși Blackpool, nici nu știu cum dracu a ajuns săracii în ultima ligă, mă, Blackpool. Ăștia trebuie să stea măcar în Liga a doua, non-stop, măcar în Liga a doua. Dar, na, ce se și faci, că nu se investește într-o echipă, aia e. Hai să dăm aici Banton, foarte bine aici către Boldrin. Boldrin, stop, bun, pasăm aici la Smith. Smith către Banton, Banton, ia aici ce bine am dat la Clifford. Dacă reușim să ducem bine meciul ăsta, poate că bag și niște rezerve de la Academie. Iu, ce fan o fă torcea, aiu, nu fără o șutul, nu fără o șutul, dar, ținta. Totuși, acum acolo a scris în dreapta, stânga, pardon, a scris acolo ceva legat de Blackpool, cred că a scris că e cea mai bună echipă la defensivă, deci meciul jucate, goluri primite, bla 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 bla, deci cei de la Blackpool au în momentul actual o echipă foarte bună ca și defensivă, deci să avem grijă aici, Blackpool-ul joacă bine în defensivă, man. Minutul 39, gol aici de către cei de la Blackpool. Dezamăgire mare. Minutul 39, așa înainte de pauză. Cum se poate mai nașpa, Bălgrădean o comisă din nou, dar na, hai să nu dăm vina pe el. Chiar dacă aș vrea să dau vina pe el. Na, ce se și faci? Ce se faci? N-ai ce se faci. Hai băieți, da, de reușim să egalăm aici. Totuși, na, Blackpool, am zis că e echipă bună, echipă grea de învins. Mai mult ca sigur le doresc acolo lupta pentru promovare, mai mult ca sigur. Dar na, la noi e greu că n-avem un atacant ca lumea. Collins ăsta ba dă goluri, ba nu dă goluri, tare, tare ciudat jucătorul ăsta. Mi-ar trebui un atacant, dar mai că
Cred că dacă mai fac un, bă, deci dacă mai cumpăr un jucător, cred că mă aruncă ăștia afară de la echipă. Chiar și așa de la academie, parcă am o oarecare reținere. Ui, șut din distanță, un pic am avut acolo emoții cu Bălgrădean, dar se pare că a reușit să facă acolo apărarea. A interceptat, prins mingea, Smith, bravo, hai. Cred că e gata, gata repriza. Hai băieți, că e gata repriza. Aie, merem la vestiare. Triști, dar na. Ia mă, că mai las arbitru, ia mă, că mai las arbitru câteva minute. Cred că asta e ultima fază. Young, bravo. A apărat-o Young acolo. Mai bine zis, și-a pus corpul la bătaie. Ok, și cred că e gata. Asta să o șutăm așa, gata. Nu mă. A, mu. Vreau să zic, bă, ce dragă, se strica la arbitru ceasul, ce naiba. A, oleo. Cociș! Cociș! Vai! Reușim să stabilim aici egalitate. Ăla-i, mă, gol, mă, Cociș! Incredibil! Cociș ne salvează, mă, dă-mi aici egalul. Mai trebuie încă un gol, dar ne ridică moralul golului Cociș aici. Revedem din nou golul său. Cociș! Capitanul Cociș Barosanu. Cociș vine și ți-a banul la propriu, arun să-l arăt în pula mea, deci vine să te strangulezi de coaie. Dar nu contează, Cociș este Barosanu. Hop, hop. Bun, hai băieți, încă un gol, mai trebuie să mai dăm încă un gol, mai trebuie să dăm încă un gol, dar acum măcar avem moralul ridicat și da, de vom reuși să dăm golul mult mai repede. Oricum pasa aia lui Boldrin degeaba, mă, e bun omul ăla din numai, mă, Boldrin. Ce m-aș face eu fără Boldrin și Banton ăla, mă? Așa ceva. Minutul 80 aici, șansă pentru Blackpool. Oh, perfect, odată hăpt în zid. Cum și speram, hai Collins. Aoleu, unde pasezi, mă, nene, mă? Aoleu, asta am dat-o așa să zboare. Oh, vai, hai băieți, hai că se poate, avem o grămadă de jucători în atac, sper să nu fie offside, cred că e offside, dacă nu era, bine era, oh, vai, hai băieți, hai, Bălgrădeane, ești din poartă, foarte bine, mamă, ce verde ești, băi, Bălgrădeane, băi, te vede și Hitler de pe lună. Ok, grijă, ține acolo, bă, cine știe, poate vine Daum și-l vede pe Bălgrădean și-l băgă ca rezervă. Degeaba, Nata Tărșanu și Pantilimon, is the best, per moment, la România. Pune, desigur, găsim noi un jucător la tinere noastre talente și, nebunie. Bun, totuși, ia 3 minute suplimentare, măcar reușim egalul, cu golul ăla lui Cociș. Hua! La fix a venit golul lui Cociș. La fix, mă, nene, mă. Dacă ar mai putea da un gol, am în ultima fază, vai fericit aș fi. Hopa. Gigealu, tăte, ce nu șoți? Fotuți morții mătii. Dacă m-ați... Am un miciudă că n-am web-ul. Bă, dacă m-ați fi văzut cum am apăsat pe manetă, bă, gami aș pula cum am apăsat pe manetă și nu a șutat, mă. Ca, jocul ăsta infect. Na, pula mea, hai, am pierdut, mă, egal, am făcut egal, dacă am făcut egal cu o echipă destul de puternică, totuși, băi, Blackpool, bun, trecem mai departe, merge aici împotriva celor de la Hartlepool. Să mă mai risc un simulate, că deja tare n-aș produce mai aici în clasamente. Ea Black, ăsta, Black Man s-a accidentat. Mai nu știu ce, dar parcă l-aș pune pe Gheorghiu acolo. Așa ca și o distracție. Stai să vedem. Gheorghiu, poți să joci? Ia că poate și CB, și LB, și RB. Wow, Gheorghiu, ăsta e cel mai bun, mă. Poate să joci porți poziție în apărare. RB, LB, CB. Băi, Gheorghiule, tu o să fii numărul 1 pe care o să le vulezi de-am încolo, promit. Băi, ești nebun, ați văzut cât de bine evoluează Gheorghiu și pe ce poziții. Vălelelelelel. Na, asta da. Na, ăsta da, jucător, mă. Ăsta da, jucător. Așa, și-a revenit acolo pe in. Ok, hai să-l punem înapoi aici în lot. Așa, o scoatem pe ăla. Bun.
Dar totuși, hai, ultimul simulate și apoi oprim. Hai să vedem, te rog, Doamne, să facem o victorie, te rog. Hai, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Hai, Gheorghiule, ține-te bine. Este, mă, 3-0. Gol Cocis, Clifford și Jalo. Bun, scoatem aici o victorie. Aleluia, ne mai urcăm puțin aici în poziție, pe locul numărul 4. Urmează aici iarăși... Iarăși un meci cu Blackpool, așa repede, dar am jucat a... What? Ui, Collins, 4 luni de zile va fi accidentat Collins, vai, Doamne, 4 luni, oricum nu dădea el goluri, dar totuși... Iauzi, risk of losing 10 players, what? Cum adică? Ce, le expiră contractele? Asta rămâne episodul viitor, să vedem ce vom face. Aici o să fie greu și mai ales că trebuie să, ca sigur o să trească să le măresc la mulți salariile și clubul cum vrea să mă dea afară din cauza că, na, salarii. Următorul episod o să fie o nebunie. Ok, hai, ne auzim, până pe data viitoare, uitați like, subscribe, share pe Facebook sau unde vreți voi. Numai bine, bye bye.